Părerea mea este că poetul nu are o epocă a lui, epoca își are poeției și, în genere, epoca își vede singură poeții, pentru că, să remarcați, talentele sunt foarte multe și foarte varii, dar în fiecare epocă își selecționează tipul ei de talent convenabil prezentului ei afectiv. Nu pot spune cum te-ai simțit într-o epocă decât abia după ce ai parcurs-o. Ori, în ceea ce mă privește și pe mine și pe dumneata și pe toți ceilalți care ne privesc acum, noi parcurgem epoca, suntem în decursul ei. Nu suntem nici la capătul vieții noastre ca să putem trage o concluzie și nici la început ca să ne luăm prea mari angajamente. Dar suntem într-o etapă în care putem arunca o privire în urmă. Prefer privirea înainte. Într-adevăr, privim în viitor, spre viitor, pentru că în tot ceea ce facem există o implicită și implicată răspundere pentru viitor. Așa a fost, de fapt, totdeauna. Și cu toate că în jurul dumneavoastră suntem noi, cei din echipa de filmare, cu aparate, cu lumini, și cu toate că dincolo de aparat sunt telespectatorii pe care eu îi doresc a fi cât mai mulți, totuși poetul Nichita Stănescu este față în față cu el însuși. Ce crede poetul că a lăsat acestui viitor spre care îi privește? Cine anume se lase? Poetul Nichita Stănescu. Vreau să vă spun un lucru, am riscul de a mă repeta. Eu nu prea cred că există poeți, cred că există poezie. Îmi pare rău că trebuie să mă repet și să subliniez încă o dată lucrul ăsta. Poezia este un fenomen care există în absolut toți oamenii, în diferite nuanțe, mai puternic, mai slab. Poetul este un maiut, el ajută la nașterea poeziei din om. Bun, oară, de ce place Eminescu foarte mult tuturora? Pentru că majoritatea se regăsesc pe ei înșiși cu prilejul lecturii poeziilor lui. În acest sens, poetul este, cum am mai spus, și ca o moașă de țară, care ajută femeia pe câmp să nască, să zicem. Dar a confunda moașa cu miracolul nașterii mi se pare o foarte mare eroare. Miracolul nașterii este fundamental, adică miracolul faptului că există poezie este fundamental. Iar nu poeții, care sunt și o funcție mai mult sau mai puțin dexteră a acestui fenomen de natură revelată. Dar depinde și cum își îndeplinesc funcția, nu? Moașa poate ucide? Și poate lăsa să trăiască. Mai puțin decât soldatul în orice casă.